Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la provocările vieții. Aducem în atenția dumneavoastră experiențe, situații de viață cu care ne confruntăm și poate la care nu avem răspunsuri. Dar deopotrivă aducem în atenția dumneavoastră și tulburări, probleme mai grave, la care poate nu știm ce să facem, cum să le întâmpinăm și cum să le tratăm. În emisiunea noastră din această seară aș vrea să vorbim despre tulburarea de personalitate borderline. Poate părea un termen mai tehnic, dar dacă veți rămâne în continuare lângă noi și veți înțelege despre ce este vorba, veți conștientiza că în preajma dumneavoastră ați întâlnit astfel de oameni cu anumite comportamente, poate mai agresive, poate mai ciudate, oameni mai suspicioși și poate n-ați știut cum să vă raportați la ei. Cum se formează personalitatea unui om? De ce apar tulburări de personalitate? Și ce soluții pot fi găsite în această direcție? Iată întrebările la care ne propunem în linii mari să răspundem în această seară. Dați-mi voie să-i spun bun venit doamnei Gabriela Bondoc, medic-psihiatru și în același timp manager al clinicii HOPE. Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumesc din nou de invitație! Trebuie să răspund telespectatorilor noștri. Cu dumneavoastră abordez temele acelea poate mai pretențioase, mai dificile. Mai grele. Am vorbit despre tulburare bipolar, iată vorbim despre tulburarea borderline. Dar, așa cum spuneam, poate e important să înțelegem ce este personalitatea, de ce îi se spune o tulburare de personalitate, cum se formează și mai apoi de ce apare. Haideți mai întâi despre personalitate. Personalitatea e felul nostru, să zicem, de bază de a fi. Un anumit tip de a gândi, de a vedea lumea, viața, de a ne ordona reacțiile, un anumit fel de a considera că anumite lucruri sunt importante și altele nu. Felul nostru pervaziv se numește, felul nostru repetitiv de a ne comporta. Unii oameni pot acorda, de exemplu, o importanță mai mare ordinii, alți oameni sunt mai vulcani și mai expresivi emoțional, alți oameni sunt mai tăcuți și mai retrași. Felul ăsta al nostru de a fi îl numim personalitate. Personalitatea noastră e partea poate cea mai importantă a sufletului și ea crește ca o casă de la naștere până când, să zicem, devenim adulți, fără ca vreodată personalitatea să se termine de schimbat sau de ajustat pe aici, pe acolo. Și sigur că pornim de la o schiță care e un pic genetică, dar acea casă a sufletului nostru se construiește pas cu pas de când suntem mici. Și din acest motiv, perioadele de viață din copilăria incipientă sunt atât de importante pentru că atunci turnăm, dacă menținem metafora cu casa, atunci turnăm fundația. Și sigur că dacă fundația este inegală, strâmbă, cineva a lovit zidul, cineva a deplasat și nu a pus bine betonul acolo, toată casa se va construi strâmb. Și în funcție de etapa de viață în care cineva ne lovește casa în construcție, ajungem într-un fel sau într-altul. Firește că fiecare dintre noi are, să zicem, o schiță de bază, o schiță de la care pornește, un temperament de bază, pe care însă construim mai multe tipuri de putem să construim mai multe tipuri de personalități și acolo contează foarte mult felul în care ne creștem copiii, felul în care sunt primite aceste manifestări timpurii ale felului nostru preferat de a fi în familie. Deci dacă suntem acceptați? Părinții pot avea o influență covârșitoare asupra felului în care ne manifestăm personalitatea și felul în care am fost noi meniți să fim. Așa se construiește personalitatea. Și acum, poate mai punctual vorbind, cum apar tulburările de personalitate și care este varietatea lor, așa foarte pe scurt, poate direcții? Fiecare dintre noi, să zicem, avem un anumit tip preponderent de a fi. Există mai multe tipuri de personalitate și ce vreau ca oamenii să înțeleagă este că extrema acelui tip de personalitate se numește tulburare de personalitate. Orice extremă, din păcate, e patologică.
Și atunci, dacă unui om îi place, să zicem, vorbeam de curățenie, un om îi place să fie curat, ok, e un om mai ordonat. Însă dacă ajunge să facă curat de 20 de ori pe zi, dacă duce la extrem, așa cum spuneați, la această copii, trăsătură, pentru că au mutat paharul de aici și nu l-au pus ordonat pe mijloc, atunci, sigur, vorbim de o tulburare de personalitate obsesiv-compulsiv. Dacă un om este foarte corect și îi place lucrurile să fie bine puse la punct, îi spunem un om serios, hotărât și cu păreri, să zicem, clare. Dar dacă acea persoană insistă, se supără dacă cineva îi contrazice părerile, ba din contră consideră că este un atac la persoană să-i contrazici părerile, atunci deja vorbim de o tulburare de personalitate paranoidă. Încerc doar să spun că tulburările de personalitate sunt o extremă a unui fel obișnuit și firesc de a fi. Și atunci ele se formează de obicei prin traume în anumite perioade din copilărie. De exemplu, dacă un copil trece printr-o perioadă, să zicem, de extremă tulburare în familie, în jurul vârstei de un an, cu siguranță va avea destul de mari șanse să aibă o tulburare de personalitate paranoidă, pentru că e perioada în care noi ne hotărâm dacă omenirea este sigură sau nu și poate să fie de încredere sau nu. Deci, cele mai multe dintre tulburările de personalitate își găsesc oarecum explicații în etapa timpurie. Da. Asta și este bine să rețină. Și într-o anumită traumă serioasă în etapele timpurii de viață. Sigur că putem vorbi de anumite, să zicem, predispoziții genetice, dar de bază în formarea tulburărilor de personalitate sunt influențele vieții în perioadele de formare ale acelei case a personalității de care vorbeam mai devreme. Da, o metaforă foarte frumoasă și foarte accesibilă tuturor. Cred că e binevenită pentru că pe ea putem construi și putem înțelege și mai bine ceea ce presupun aceste tulburări de personalitate. Și asta pentru că mă gândesc la următorul aspect. Dacă ceva s-a deteriorat în timpul dezvoltării, asta ne dă speranțe că se poate și ajusta, se mai poate repara. Dacă spunem din start un lucru este defect, ca să nu mai spunem un om este problematic din naștere, atunci imediat punem pe fruntea lui eticheta de nerecuperat, de nereparat, de... În general, orice om se poate schimba dacă își dorește, însă o mare parte din persoanele cu tulburări de personalitate nu își doresc să se schimbe. Sunt destul de rigide în a se gândi că e o problemă în comportamentul lor și să acceseze mersul la psihoterapeut, care o să facă, apropo de metafora cu casa, cam ce face un constructor când are de reparat o casă șubredă. Îi pune întâi proptele, îi mai dărâmă un zid, îi reconstruiește, poate mai toarnă ceva în fundație și încet, încet casa se reconstruiește dreaptă și frumoasă. Însă, vorbind de personalitatea borderline, persoanele cu tulburare de personalitate borderline sunt printre puținele persoane cu tulburări de personalitate care merg să-și caute tratament. Dar ce presupune tulburarea borderline? Poate și de unde vine această denumire, nu este de la noi, de la români. Nu de la noi, de la sună prea ciudat ca să fie de la noi. Personalitatea borderline înseamnă la limită și, sau graniță, da? Și atunci în trecut era un termen folosit pentru o categorie de persoane la care psihiatrii vremii respective nu știau unde să-i catalogheze. Înainte, tulburările psihice erau catalogate în două mari categorii, nevroze și psihoze, și erau câțiva oameni care erau mult mai grav tulburați decât nevroticii vremii, dar mult mai puțin tulburați decât psihoticii vremii. Și atunci s-a inventat acest termen de tulburare borderline, de tulburare la granița dintre nevroză și psihoză.
Termenul alternativ este tulburare impulsivă emoțională și cumva termenul spune un picuț mai multe despre ce se întâmplă și care sunt caracteristicile acestei tulburări de personalitate. Dar pentru că ați folosit iarăși două concepte, deși le mai reluăm din când în când în emisiunile noastre, psihoză și nevroză. E, asta va fi un pic mai greu să găsesc o metaforă potrivită pentru a explica. Nevroza este o tulburare, să zicem, a sufletului de care omul e conștient și care îl deranjează, îl mănâncă, ca să zic așa, și pentru care caută ajutor. Dar de care e conștient. De care e conștient. Fie că e vorba de o depresie, o anxietate, o preocupare pentru un anumit lucru și omul vrea, ok, vreau să mă schimb, nu mai vreau să fiu așa. Pe spectrul psihozelor vorbim de o întrerupere, o afectare a contactului cu realitatea și o încăpățânare, să zicem, patologică de a ține cu strășnicie de acel punct de vedere care, din păcate, persoana crede că e corect, ceilalți cred că e greșit. Sigur că acum e foarte termenul de tulburări psihotice s-au mai ajustat, lucrurile sunt un pic mai limpezi. Se îmblânzesc. Se îmblânzesc termenii? Da, nu oamenii. Vorbim și despre oamenii imediat. Știm mult mai multe despre ce înseamnă acum o tulburare psihotică și promit că facem o emisiune separată dacă e nevoie. Presupune însă o întrerupere, o afectare serioasă a contactului cu realitatea și poate să apară în orice tulburare psihică suficient de gravă sau în tulburarea bipolară cu elemente psihotice în schizofrenie, sigur, în consum de substanțe, omul nu mai știe ce este real și ce nu și elementele din realitate sunt deformate cât mai degrabă să se potrivească cu părerea pe care o am. Dacă eu deci cred schimb că lumea după mine, da, și nu mă mai schimb eu după exact lumea. Și atunci întreg spectrul tulburărilor psihotice era încadrat înainte la psihoză. Avem și un scurt material despre ceea ce înseamnă tulburarea de personalitate borderline. Urmărim materialul și apoi revenim la dialogul nostru pentru a înțelege și mai bine. Așadar, să urmărim materialul. Tulburarea de personalitate borderline poate fi o condiție medicală supărătoare atât pentru pacient cât și pentru cei din jurul său. Pacientul cu personalitate borderline are dificultăți în controlarea emoțiilor și este adeseori în stare de revoltă, probabil din cauza unor experiențe traumatice în copilărie sau a unor disfuncționalități cerebrale. În cazul acestei tulburări, imaginea de sine a pacientului este distorsionată, făcându-l să se simtă fără valoare și, în mod fundamental, imperfect. Mânia, impulsivitatea și frecventele schimbări de dispoziție îl pot îndepărta de cei din jur, poate avea relații de tip dragoste-ură cu ceilalți, poate idealiza la un moment dat pe cineva pentru ca apoi să se schimbe dramatic și brusc în furie și ură, din cauza unor greșeli mărunte sau a unor neînțelegeri minore. Acest lucru se întâmplă întrucât persoanele cu această tulburare acceptă cu dificultate zonele gri. Pentru ele, lucrurile sunt ori albe, ori negre. Spre exemplu, în ochii unei persoane cu tulburare de personalitate borderline, cineva poate fi ori bun, ori rău și aceeași persoană poate părea bună într-o zi sau rea în altă zi. Iată câteva dintre semnele și simptomele tulburării de personalitate borderline. Comportamente impulsive și riscante, cum ar fi condus periculos, relații sexuale dezorganizate, joc de noroc compulsiv și abuzul de droguri ilicite. Emoții puternice care se pot schimba în mod frecvent. Episoade intense, dar scurte, de anxietate sau depresie. Mânie nevinovată, uneori ajungând până la confruntare fizică. Dificultăți în controlarea emoțiilor și impulsurilor. Comportament suicidar sau teama de a rămâne singur. Deși lipsesc date definitive, incidența tulburării de personalitate borderline este de 1 până la 3% din populație. Ca și în cazul altor afecțiuni psihice, cauzele tulburării de personalitate borderline sunt complexe. Iată câteva dintre posibilele cauze. Factori genetici. Unele studii pe gemeni și familii indică faptul că tulburarea de personalitate borderline ar putea fi moștenită.
factor de mediu. Mulți pacienți cu această tulburare au un istoric de abuz în copilărie, neglijare sau separare de îngrijitori sau de alte persoane dragi. Anomalii cerebrale. Câteva cercetări au arătat unele modificări în anumite arii cerebrale care reglează activitatea emoțională, impulsivitatea și agresivitatea. În plus, anumiți neurotransmițători cerebrali, responsabili pentru reglarea dispoziției, cum ar fi serotonina, nu funcționează normal. Conștientizarea crescută și cercetările despre această afecțiune ajută la îmbunătățirea tratamentului și la o mai bună înțelegere a personalității borderline. Noile date indică faptul că tulburarea de personalitate borderline se ameliorează în timp, astfel încât pacienții pot avea o viață fericită și împlinită. Dragi telespectatori, revenim în platou. Împreună cu noi este medic-psihiatru Gabriela Bondoc. Câteva date pe care vreau să le reluăm și poate să le dezvoltăm mai pe larg pentru telespectatorii noștri. Așadar, cum caracterizăm, poate mai în detaliu, tulburarea de personalitate borderline? Ce simte, ce gândește acea persoană, cum se comportă? Persoanele cu tulburare de personalitate borderline sunt ca și cum cineva ar trăi într-o proaspătă despărțire de cineva drag 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Toți am trecut prin acea perioadă oribilă în care iubirea vieții noastre ne-a spus ok, nu mai vreau să fim împreună și acele săptămâni de după o astfel de despărțire, ne doare tot corpul, suferința e atroce, plângem, nu ne putem concentra la altceva și nu ne putem gândi decât eu cum o să trăiesc fără acea persoană. Fiind așa un lucru accesibil, toți oamenii au trecut printr-o astfel de suferință. Însă imaginați-vă că acel nivel de suferință l-ați trăi zilnic, permanent. Și atunci, sigur că ne putem imagina mai ușor de ce acestor oameni le este foarte ușor să se supere sau să plângă sau să devină triști sau furioși, pentru că durerea este permanentă și foarte mare. Și e o furtună emoțională continuă care e greu de stăpânit și de domolit. Un alt fel de a înțelege personalitatea borderline este sunt oameni care au o temă dureroasă în sufletul lor și aceea că nu contează sau că nu-i corect. Și aceste două teme mari, nu-i corect, nu-i cinstit și eu nu contez de fapt, sunt reluate cumva și resimțite în orice lucru care li se întâmplă. Și atunci oamenii cu personalitate borderline pot, din păcate, să fie afectați de o privire indiferentă a unei persoane care se gândește la altceva și omul poate să se gândească ok, are ceva cu mine, am făcut ceva greșit, eu oricum nu contez, și atunci asigur că apare impulsivitatea și furia. Aceste persoane intră în relații, desfășoară activități funcționale. Dacă ne gândim la prințesa Diana, da, cu siguranță desfășoară activități și unele foarte importante care schimbă omenirea. Prințesa Diana este o persoană care suferea de personalitate borderline. Este un exemplu la îndemână, ca să zic așa, pe care îl știe toată lumea. Actrițe mari ca Marilyn Monroe sau personalități mai aproape de perioada noastră ca Amy Winehouse au suferit, din păcate, de personalitate borderline și sigur că deci poveștile lor sunt mai la îndemână. Poți să ai o viață funcțională, poți să prestezi, știi, un plan profesional foarte bine, dar e totuși vorba de o suferință lăuntrică. E o suferință lăuntrică, de foarte multe ori însă e o combinație ciudată de talent foarte mare, de nivel de conștientizare psihologică foarte ridicat și de foarte multe ori de o dificultate în împlinirea planurilor profesionale. Pentru că de foarte multe ori această suferință împiedică accesarea și folosirea talentelor cu care toți clienții mei borderline sunt niște oameni incredibil de talentați și de minunați
și au nevoie doar de un pic de ajutor să ajungă să-și pună în aplicare planurile profesionale. Da, acum mare întrebare se ridică. Ce s-a întâmplat? De ce acești oameni se simt oarecum încolțiți? Se simt, știu eu, dați la o parte, neimportanți? S-a amintit în materialul nostru despre potențiale cauze de natură biologică, genetică, dar și de mediu. Ce s-a întâmplat sau care sunt cele mai posibile explicații din istoria lor personală? Pornim într-adevăr și de la o bază genetică, nu atât de importantă ca la tulburarea bipolară sau ca în schizofrenie, dar vorbim de o sensibilitate crescută a zonei din creier care se ocupă cu reglarea emoțiilor. Sunt mai sensibil emoțional, sigur, genetic. De foarte multe ori, persoanele cu tulburare borderline pot avea o mamă cu trăsături borderline. Și însă principala cauză a tulburării de personalitate stă într-un mediu invalidant în perioada copilăriei mici. E foarte complicat de definit ce înseamnă mediu invalidant, însă sigur că e ușor de recunoscut mediul traumatic. Asta înseamnă viață trăită între părinți care se bat, care țipă, care urlă, în care își neglijează copiii în diverse feluri. Da, și neglijarea și indiferența sau neimplicarea părintelui, chiar dacă nu este agresiv, cred că merită subliniat că este la fel de nesănătoasă. Unul dintre lucrurile cele mai puțin vizibile, însă care pot determina tulburare de personalitate borderline, stă nu neapărat în neglijare, cât în alternanță. Mediul invalidant presupune emoțiile tale cumva nu sunt corecte. Dacă plângi, ce motiv ai să plângi? Eu îți dau tot ce am, tot ce pot. Și ori sunt foarte furios pe tine pentru că mă dezamăgești din ceva motive, ori încep să îmi copleșesc copilul cu atenție și cu un pic de răsfăț pentru că mă simt vinovat pentru felul în care am țipat la el ieri. În această alternanță alb-negru, așa pe baza acestei alternanțe de stil de a crește copilul, se formează și acea imagine împărțită polarizată despre lume, despre mine, ori sunt, nu sunt așa de prost și știu să fac ceva, dar dacă am făcut cel mai mic lucru imperfect, sunt, imaginea mea de sine nu scade un pic, ci se prăbușește. Oamenii cu tulburare borderline, dacă fac ceva foarte puțin imperfect, ajung să considere că nu sunt absolut bun de nimic, că fac umbră pământului de pomană, și asta e unul dintre motivele pentru care pot avea dificultăți în realizarea profesională, pentru că își pretinde la ei să facă totul perfect și așteaptă de multe ori ani de zile pentru că așteaptă să iasă ireproșat. Dar pe baza acestui stil parental, persoanele ajung să nu mai știe exact când am greșit și când nu, când emoțiile mele erau corecte, când nu, și ajung fie să-și inhibe complet emoțiile, fie să și le exprime din ce în ce mai violent ca să poată să fie luate în seamă. Însă de foarte multe ori se întâlnesc de o mamă sau de un tată ale căror legături cu copilul nu sunt influențate de copii, ci de viața lor în afara relație cu copilul, și atunci copiii nu prea înțeleg cauzalitatea. Ok, ieri același lucru pe care l-am făcut a făcut-o pe mama atât de furioasă încât aproape că m-a bătut, dar cu siguranță a țipat. Astăzi, dacă am făcut același lucru, nu s-a mai supărat, ba din contră, a fost dulce, m-a luat în brațe, mi-a zis, hai mamă, lasă că nu-i problemă, și atunci eu ca și copil nu mai înțeleg mare lucru. Această impredictibilitate a comportamentului parental face mai mult rău sau aproape la fel de mult rău ca și bătaie. Da, iată, până la urmă mă gândesc cât de simplu se poate structura o astfel de personalitate, deși nu realizăm. Și acum, privind către noi, fiecare mai avem momente de, știu eu, de schimbare de felul acesta, dar cred că acolo unde
apare un stil parental ambivalent de felul acesta, acolo e clar, așa cum spuneați, că se creează o destructurare, o confuzie permanentă. Mă gândesc la un alt aspect. Când se poate contura un astfel de diagnostic? Se pune de timpuriu, se pune mai târziu, dar trăsăturile în copil se văd mai devreme? Cu siguranță se pot vedea mai devreme de 18 ani, însă noi nu avem cum să punem diagnosticul de tulburare de personalitate decât după vârsta la care personalitatea poate fi spus că o avem. Și atunci asta înseamnă 18 ani. Sigur că 18 ani ăsta e o cifră doar, pentru că marea majoritatea oamenilor își termină de conturat personalitatea în jur de 26. Dar vorbim de tulburare de personalitate diagnosticabilă peste 18 ani, iar până atunci, adolescenții noștri toți trec printr-o perioadă în care sunt borderline cu toții. Sau aproape cu toții. Însă, dacă adolescentul nostru suferă mai intens decât de obicei, crizele lui, tipic adolescentine, îl împing către droguri, sau mai grav, către autovătămare. Nicăieri nu există autovătămare decât în tulburarea de personalitate borderline. Oameni care se ciupesc, se taie, își dau palme la nervi, dau cu pumni în pereți ca să sufere ei, nu ca să distrugă obiecte. Această autovătămare e un indiciu. Un indiciu care ar trebui să ne îngrijoreze. Gândurile persistente de suicid, chiar dacă nu e cu tentativă. Îi rog pe părinți niciodată să mă spună și eu am fost adolescent și eu m-am gândit că viața n-are rost. Încercăm deci, să luăm suferința în seamă. Da, sigur că semne de tulburare se pot vedea din adolescență, însă în adolescență nu toți adolescenții se vor structura într-o viitoare de personalitate. Până la urmă, chiar dacă nu se vor structura în felul acesta, toate indiciile acestea duc către o disfuncționalitate sau ne dau semnele unei disfuncționalități. Și mă gândesc la un alt aspect. Dacă astfel de semnale ar fi luate în seamă mai de timpuriu, nu cumva ar putea fi ajutat omul respectiv, că este adolescent? Cu siguranță. Cred că putem apela la ajutor încă de când ne dăm seama că nu ne descurcăm bine cu creșterea copilului. Oamenii au impresia de foarte multe ori că să fii părinte se învață din instinct. Dragostea vine din instinct, însă ce faci cu ea de multe ori e nevoie să știi când să pui reguli, cum să le pui, cum să le menții, cum să fii alături de copilul tău. Și atunci lucrurile ar putea cel mai ușor schimbate de acolo, de la felul în care ne comportăm cu copiii între 3 și 5 ani. Însă sigur că orice ajutor, oricând e binevenit, că e la 14 ani, că e la 17 ani, că e la 21, că ne susținem tânărul de 26 de ani care îl vedem clar că nu e bine și a schimbat 3 facultăți și tot nu-și găsește rostul și e din ce în ce mai grav. Sau, nu știu, ne-am confruntat deja cu tentativele lui de suicid, lucrurile pot necesita ajutor. Da, iarăși o altă dimensiune era aceea a tendinței către droguri. Cu siguranță trebuie gândit în felul următor. Aceste persoane au o suferință profundă și caută în droguri nu un viciu, ci o formă de calmare a emoțiilor. E ca o strategie nu foarte eficientă pe termen lung de a-și calma, de a găsi liniște la acea suferință. Și din păcate, da, consumul de droguri poate să apară. Însă, astea sunt formele foarte grave, lucrurile care sunt evidente pentru toți că e ceva în neregulă, însă sunt și forme mai funcționale ale tulburării borderline? Nu avem tulburare de personalitate, dar putem avea o structură borderline. Oamenii care sunt geloși permanent și convinși că cineva, cineva o să le ia iubirea.
care permanent se simt neimportanți din vari motive și interpretează ca eu nu contez lucruri mărunte care le faci în casă sau oameni care sunt impulsivi și țipă și urlă pentru că este singurul fel în care știu să-și manifeste emoțiile. Oameni încăpățânați care amână la nesfârșit cea mică schimbare, pentru că dacă nu-i perfectă, nu-i deloc, vă spuneam mai devreme. Se există posibilitatea să ai structură borderline chiar și fără să îți dai seama. Da, chiar am scos de pe site-ul dumneavoastră câteva întrebări care, știu eu, sunt un bun criteriu pentru a evalua potențiale structurări de felul acesta. Avem două imagini grafice, îi rog pe colegi să ni le ofere, despre tulburarea borderline. Iată câteva întrebări care, așa cum spuneam, pot da indicii, pot ajuta. Emoțiile tale sunt atât de intense încât devin o suferință insuportabilă. Deci, emoțiile care practic simți că sunt dincolo de puterea ta de a le purta. Da, și acel sentiment de criză emoțională permanentă, ca și cum sufletul tău e ars și te doare orice pală de vânt, orice privire, orice împunsătură în glumă, orice respingere, poate să mă afecteze faptul că cineva nu-mi răspunde la telefon când îl sun sau că primesc, de când cu dezvoltarea social media lucrurile au devenit și mai dramatice, pentru că poți să vezi un mesaj, dar să nu răspunzi atunci și persoana vede că ai văzut mesajul, dar că nu i-ai răspuns. Acele minute de așteptare pot deveni suferința atroce sau ore sau whatever. Această arsură emoțională permanentă este un indiciu. Dar iarăși, viața ta se simte ca o perpetuă criză emoțională. Deci, permanent în criză, așa cum spuneați, fiecare dintre noi avem momente de criză, dar a fi într-o permanentă criză emoțională este copleșitor. Emoțiile tale sunt foarte schimbătoare în decursul aceleiași zile. Poți trece de la bucurie la disperare. Te înfuri ușor și faci lucruri pe care le regreți mai târziu. Deci înțelegem că această activare emoțională foarte rapidă și intensă este specific tulburării. Da, specifică. Cumva n-aș zice că specifică, dar un criteriu de luat în seamă, pentru că tulburarea de personalitate borderline e ca un relief marin sub o apă. Cum vă spuneam, e un fel al nostru de a fi în general, dar în funcție de ce ni se întâmplă în prezent, acel relief se vede diferit. Tulburarea de personalitate pot să o am la bază, tulburarea de personalitate borderline, și pe ea, ca să zic așa, pot să am tulburări de anxietate, depresii, chiar și evenimente psihotice din când în când. Pot să am cam toată panoplia de tulburări psihice, din păcate, și toate merg în combinație, din păcate, pot să am și tulburare bipolară cu tulburare borderline și atunci lucrurile sunt și dificil de măsurat care. E important să știm că le putem avea pe amândouă și nu se exclud. Da, trecem la următoarea imagine grafică. Ai avut des depresii și sau anxietate care nu au răspuns bine la tratament psihoterapeutic sau medicație? De foarte multe ori, dacă am un pacient nou care îmi vine cu un dosar așa de gros, cu o sumedenie de specialiști care și-au dat cu presupusul și o grămadă de medicamente antidepresive sau anxiolitice care n-au funcționat niciodată prea bine, aproape întotdeauna mă gândesc că acolo dedesubt ar putea să fie o tulburare de personalitate și o tulburare de personalitate borderline, pentru că ea, fiind așa o criză emoțională continuă, care inclusiv e și chimică, nicio pastilă n-are cum să fie atât de puternică cât să regleze. Și atunci rezoluția simptomelor va fi mult mai mică decât în alte cazuri. Te-ai gândit deseori că viața ta nu are rost sau că nu merită să mai trăiești? Iată un alt indiciu. Și ultimul pe care l-am menționat aici, când suferi, faci gesturi impulsive care îți fac rău fizic sau psihic, autovătămare, tentative de suicid, consum de alcool sau droguri, relații abuzive sau periculoase, sau renunțări și amânări cronice.
Sunt lucruri de care am discutat mai devreme, mă bucur că le-ați spus, pentru că sunt întrebări care pot da și un răspuns. Dacă ai mai multe răspunsuri de da la aceste întrebări, poți primi ajutor, e bine ca oamenii să știe că ajutorul e disponibil și bun, știm ce avem de făcut. Bun, la partea aceasta de tratament. Deci spuneți că, în general, oamenii cu tulburare borderline apelează mai greu. Și asta pentru că nu sunt conștienți? Nu, apelează din contră. Ei apelează și caută, spre subire de toate tulburările de personalitate de alte feluri, o tulburare de personalitate paranoidă, rare ori va veni să spună: știți, eu sunt permanent convins de o teorie a conspirației și la slujbă și legat de vecini, aș vrea ajutor. Nu, nu se întâmplă asta aproape niciodată. Însă persoanele cu tulburare borderline sunt persoane care, din păcate, aș zice, sunt dotate și cu un nivel extrem de acut de conștientizare de sine. Sunt oameni care gândesc mult, care simt mult. Sunt oameni care înțeleg mult din psihologie, care își pun întrebări existențiale, care au frământări filozofice profunde. Nu sunt oameni cu o viață emoțională simplă, din păcate, și care au și caută de foarte multe ori ajutor. Sau cel puțin nu-l resping când le este oferit. Asta nu înseamnă că le va fi ușor să rămână în tratament. Bun. Caută, explorează, dacă înțeleg cineva din familie, îi îndrumă, sunt deschiși. Și cu toată această deschidere să înțelegem că parcursul pentru stabilizarea emoțională este anevoios. Este foarte, foarte lung. Pentru că și terapeuții sunt oameni și ei pot greși și ei pot răni acele persoane la fel cum o face orice altă persoană din viața lor, fără voie sau uneori, din păcate, din lipsă de cunoștințe sau din lipsă de abilități sau din lipsă de răbdare. Sunt oameni care au nevoie de foarte multă atenție și ei și terapeuții trebuie să știe că parcursul înseamnă niște ani și trebuie să nu se descurajeze. Și atunci asigur că persoanele cu tulburare borderline, din cauza impulsivității, se pot supăra frecvent pe persoanele care le îngrijesc. Pe terapeut, pe psihiatru. Psihiatrii pot fi deseori neatenți, pentru că nu sunt obișnuiți să fie atenți la felul în care vorbesc, la cât de mult se uită în ochii celuilalt, la câtă importanță dau. Și cuvinte spuse fără intenția de a răni pot răni îngrozitor și persoana poate să decidă că tipul ăsta nu merită, nu mai merg. La un moment dat pe partea aceasta de terapie în tulburarea borderline și se spunea că relația terapeutică este foarte importantă și una dintre abordări. Faptul că terapeutul oarecum ar avea rolul de a hrăni cumva emoțional, dat fiind că vine dintr-o istorie în care poate a lipsit tocmai această hrană emoțională, relația terapeutică ar fi cea care ar putea aduce vindecare. Cum vedeți? Relația terapeutică e esențială în orice proces terapeutic. Fără acest proces de potrivire între client și terapeut, nu există schimbare, indiferent de ce motiv te-a adus în fața unui psihoterapeut. Și cu siguranță terapeutul este acolo ca un soi de reparentare la un moment dat. Are rolul de a analiza și de foarte multe ori de a corecta o sumedenie din lucrurile care nu s-au întâmplat bine în copilăria ta. Dar cât a corecta nu înseamnă a-l sancționa și a-i spune că e greșit? În borderline însă lucrurile sunt semnificativ mai nuanțate, pentru că ești acolo și pentru a avea grijă de partea fragilă, dar și pentru a menține structura. Persoanele cu tulburare borderline urăsc structura. O urăsc din toți rărunchii sufletului lor, pentru că nu au fost obișnuiți cu ea. Urăsc regulile, urăsc chestiile impuse, urăsc lucrurile care nu le pot negocia, urăsc lucrurile care se întâmplă fără să le pot influența și atunci
Însă asta îi împiedică să se adapteze foarte bine la lume și la viață și avem nevoie de răbdare, pentru că avem nevoie și să iubim și să-i reînvățăm împreună, pentru că vorbim de niște adulți, nu vorbim de cineva pe care îl înveți, de a reînvăța să suportăm reguli, să negociem reguli. Disconfort, frustrare. Frustrarea. Dar e un proces de reînvățare. Bun, spuneați că poate să dureze ani. Câțiva ani. Nu, durează cu siguranță. Cu siguranță. Deci cu siguranță, pentru cine vrea să... E un parcurs lung, greu, dificil, epuizează în general marea majoritate a terapeuților și a familiilor și a pacienților. Și din acest motiv, personalitatea borderline între profesioniștii de sănătate mentală e un soi de, mai degrabă îi spui doctorului respectiv că ai, Doamne ferește, HIV sau SIDA, decât să îi spui că ai borderline, pentru că se va uita la tine și va spune, ok, ăsta nu se va schimba niciodată. Pentru că schimbarea este micronică, se produce în comparație cu eforturile depuse. Și totuși, Clinica Hope și-a luat curajul. Și totuși gândiți programe sau gândiți un program pe termen lung pentru astfel de persoane. Din ceea ce am citit, presupune psihoterapie individuală, psihoterapie de grup, dar în echipă acolo este și partea psihiatrică. Să înțeleg că uneori se ajustează cu medicație sau ce presupune? Avem un program dedicat tulburării borderline. Mie tratamentul și persoanele cu tulburare borderline îmi sunt foarte, foarte dragi. E o pasiune acolo și o înțelegere profundă a ce se întâmplă. Programul nostru se numește Găsește-ți echilibru și Găsește-ți echilibru implementează tratamentul așa cum e el recomandat de ghidurile științifice internaționale. Asta înseamnă tratament psihiatric pentru acele suferințe care sunt diagnosticabile, vă spuneam, deasupra, da? Că e o anxietate, o depresie, o tulburare bipolară uneori, și care ajută, mai taie un pic din vârfurile, din intensitatea suferinței emoționale, dar partea cea mai importantă în tratamentul personalității borderline rămâne intervenția psihologică. La nivel internațional și din acest motiv și la noi în clinică, implementăm terapia dialectic-comportamentală. Oamenii tineri o vor cunoaște sub denumirea de DBT, este acronimul din engleză de la Dialectical Behavioral Therapy și este o terapie special formată și construită pentru tratamentul tulburării de personalitate borderline. Constă în terapie individuală, o ședință pe săptămână și în primul an de terapie este completată de un curs de abilități care se face în grup, dar nu e o terapie de grup, ci este un curs de abilități psihologice în care persoana cu suferință învață tehnici de management al emoțiilor. Sunt lucruri care sunt de folos tuturor, învățăm cum să rămânem conștienți în prezent și să nu fugim cu mintea în altă parte, cum să ne reglăm emoțiile, ce tehnici de comunicare să folosim pentru a ne îmbunătăți comunicarea cu ceilalți, ce să facem cu emoțiile dificile când ele ne copleșesc ca să nu facem mai rău. Aceste abilități ne împiedică, sunt așa ca un soi de scut între persoana suferindă și realitate, pe care e necesar să-l învățăm ca să nu facem acele comportamente impulsive care ne fac rău. Deci, practic, o educare a ceea ce în principiu ar fi trebuit să implementăm în experiența timpurie. Așa ar fi fost bine. Acum, sigur că nu toată lumea are... Câți dintre noi ne învățăm copiii să stea calmi și să mediteze? Sau câți dintre noi învățăm tehnici de comunicare non-violentă copiilor noștri? Încă sunt lucruri care, sigur, ne sunt de folos tuturor, dar acestor persoane cu atât mai mult. De asemenea, terapeuții se întâlnesc o dată pe săptămână în echipă terapeutică și asta este o caracteristică a acestei terapii. Niciun terapeut nu face terapie de acest fel cu personalități borderline singur la el în cabinet. De ce? Pentru că așa cum clientul este
copleșit de ce îi se întâmplă, așa există pericolul să copleșească și terapeutul. Deci terapeutul are nevoie și el la rândul lui de o echipă care să-l susțină. Și mai este un aspect, se numește intervenția de urgență la telefon. Persoanele cu tulburare borderline pot să-și sune terapeutul în situații de criză înainte să facă vreun lucru regretabil, ca să exerseze împreună ce abilități să folosească în acel moment. Conversații scurte, dar care ni le asumăm. Tocmai pentru că emoțiile vin în avalanșă. Exact. Și a avea un suport, înțeleg, este esențial. Dar cum funcționează oamenii aceștia în relațiile de familie? Probabil dificil. Unii sau mulți dintre ei și-au întemeiat o familie. Dacă au avut norocul să-și întemeieze o familie, atunci lucrurile deja sunt mai bine. Deci se ajustează din trăiri. Viața de familie, repetitivitatea vieții de familie, limitele impuse de realitate, de multe ori ne ajută să ne mai calmăm din emoții. Însă, marea majoritate au vieți emoționale și relaționale la fel cum sunt cele pe interior, relații tumultoase, certuri multe în familie, pentru că sunt deranjați de lucruri mărunte. Ies și intră din relații romantice? Pot schimba relații sau intră și ies una dintre cărțile sau printre primele cărți despre această tulburare s-a numit Te urăsc, nu mă părăsi. Și este această dinamică de astăzi ne despărțim și peste două ore te sun și te implor să nu se întâmple. Lucrurile sunt destul de frecvente și oamenii poate nu știu. Este dificil să trăiești lângă un astfel de om. Cu sigură. Și asta îi determină până la urmă să rămână singuri? Există acest pericol, da. Da. Și mă gândesc aici poate la relațiile romantice. Poate că părinții, dacă au fost cândva, mai sunt pe acolo. Și părinții pot fi la un moment dat exasperați. Sigur că nu pot să le iau întotdeauna apărarea părinților, pentru că de multe ori sunt factori cauzali, au fost în copilărie violenți și au expus sau și-au lăsat copiii neapărați în fața traumelor. Nu întotdeauna părinții sunt cel mai bun suport pentru aceste persoane. Sunt ultimele minute ale emisiunii noastre. Ce speranțe sunt pentru astfel de oameni? Rezistă, spuneați că lucrați cu astfel de pacienți, rezistă în terapie mai mult timp, se ameliorează situația, ajung să aibă, știu, o viață echilibrată, că despre echilibru emoțional este vorba? Cu siguranță. Îmi place extrem de mult. De când implementăm acest proiect, am început și noi să prindem aripi. Oamenii se schimbă, comportamentele suicidare, comportamentele de autovătămare scad și unul dintre bucuriile mele cele mai mari, anul trecut, una din aceste persoane care ani de zile a considerat că viața nu merită trăită și nu găsea niciun fel de sens, mi-a scris într-un mesaj, viața asta e chiar grozavă. Și faptul că a fost și înscris și pot să mă uit din când în când la el, mă umple și pe mine de speranță. DBT-ul, această terapie chiar funcționează și schimbă vieți și salvează vieți. Oamenii încet, încet își găsesc echilibru, își repun viețile în ordine, își salvează relațiile dacă încă sunt într-o relație. Da, la un singur aspect mă mai gândeam, este și o terapie costisitoare și mă gândesc la persoana aceasta. Nu este costisitoare, dar mă gândeam la faptul că durează mult. În general, psihoterapia este costisitoare. Omul acesta poate are o viață profesională, poate nu are. Și atunci nu cumva este un cerc vicios din care omul nu poate să iasă. Pentru asta m-am străduit și în Clinica Hope avem contract cu Casa de Asigurări. Și asta face posibil ca în măsura locurilor disponibile cursul de abilități și parte din psihoterapia individuală să fie decontată de Casa de Asigurări. Persoanele, știți și noastră, pot să-și facă contract cu Casa de Asigurări direct, fără să lucreze neapărat. Și astfel de servicii de psihoterapie sunt decontate. Exact. Asta cred că e vestea cea mai bună, pe care nici eu n-am anticipat-o. Este un lucru extraordinar și îi încurajez pe telespectatori, poate cei care
au în familie, au în cercul de prieteni, persoane pe care le văd că se luptă cu o viață emoțională tumultoasă, cu frământări, cu gânduri de felul acesta suicidale, să îndrepte către Clinica Hope, găsesc datele dumneavoastră online, pentru ca să dea o rază de speranță, cu atât mai mult cu cât poate, înțeleg, nici costurile nu sunt. Nu, ne străduim ca pentru persoanele care nu au posibilitatea să-și plătească terapia, să reușim să găsim o formulă, sigur că însă că, din păcate, vor trebui să fie asigurați. Reîncepem acum o nouă serie de cursuri în noiembrie și atunci... Deci cursul de abilități este deschis și persoanelor care nu au neapărat tulburare borderline. Cursul de abilități nu e deschis neapărat tuturor, este deschis în general persoanelor cu tulburare borderline, nu neapărat însă în terapie individuală cu cineva de la noi din clinică, poate să apeleze la noi și persoane care fac terapie individuală cu altcineva, cu condiția să fie pe toată durata cursului în terapie individuală, însă, sigur, e mai eficient dacă fac terapie individuală în același stil DBT. Reîncepem cursurile, cu mare oamenii deschidere învață și cu... lucruri extraordinare și feedback-urile sunt absolut... Îmbucurătoare. Îmbucurătoare, da, oamenii învață foarte, foarte multe lucruri grozave. Dragi spectatori, aici încheiem emisiunea noastră din această seară. Vreau să-i mulțumesc doamnei dr. Gabriela Bondoc pentru deschiderea pe care a adresat-o telespectatorilor care se confruntă cu tulburare borderline. Așa cum spuneați, sunt puține clinici, poate puțini terapeuți care se bagă într-o treabă atât de grea, dar mă bucur că faceți lucrul acesta și puteți da o mână de ajutor. Vă mulțumesc și succes pentru proiectul acesta. Vă mulțumesc dumneavoastră, telespectatorilor noștri. La final de emisiune, vă reamintesc, viața e o provocare, lăsați-vă provocați.